e îndurarea lui Dumnezeu. Mă gândesc că eram într-o împrejurare cu câțiva mai mulți tineri de la noi din adunare și ne-am pornit să mergem spre o adunare. Am pornit, dar așa s-a întâmplat că n-am mai ajuns la adunare. S-a întâmplat un accident pe drum și ne-au încurcat toate planurile și n-am mai ajuns. Am rămas pe drumuri și s-au complicat lucrurile. Dar mă gândesc dacă Dumnezeu ne-a îngăduit, a dat piedicile la o parte, o să vedem nici planul de acelui rău cu la noi. Mi-a dat posibilitatea să fim în casa aceasta a îndurarea lui, slăvit să fie Domnul. Amin. Spunea David, dar eu, Psalmul 5, cunoașteți lucrul acesta, dar eu, auziți, prin îndurarea ta cea mare pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. David, ori de câte ori ajungea în casa Domnului, spunea, Doamne, prin îndurarea ta. Dar m-am gândit, David, dar cum spui lucrurile acestea? Că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, spune Biblia că David a cucerit cetatea Sionului și și-a făcut o locuință acolo. Și spune Biblia că a căutat un loc și pentru Domnul. Așa înțeleg din Sfânta Scriptură că cortul care a fost la Shiloh, chivotul, a fost adus acolo, așa spune Scriptura. A fost adus de David acolo. Și David stătea la câțiva pași de casa de adunare. Și spunea, mă, și ăștia câțiva pași, când îi fac, îi fac tot prin îndurarea ta. Dar mă gândesc, dar noi, circule atâta, sute de kilometri, oameni grăbiți în stânga, în dreapta, câte nu se întâmplă, cu atât mai mult ar trebui să spunem, Doamne, numai prin îndurarea ta. Numai prin îndurarea ta. Mi-a dat harul acesta să fim la închinare cu frații. Dumnezeu să ne binecuvânteze, frașii și surori. Să vedem în lucrul acesta. Noi așa ne gândim, ca și cumva Dumnezeu e dator. Dumnezeu e dator să ne ofere protecție, să fie cu noi pas la pas, să ne facă, să zic așa, toate voile noastre. Nu, să știți. Dumnezeu nu e dator. Și totuși le face slăvit să-i fie numele. Dar ce ni se cere partea noastră ca și credincioși? Dumnezeu să ne ajute să prețuim lucrurile acestea, frașii și surori. Fie că suntem aici, fie că suntem în altă parte. Pe cei, așa cum spuneau frații, care sunt la botez acolo, Dumnezeu să-și reverse îndurarea și peste ei, să-i binecuvânteze. Pe cei care au hotărât să rămână în locul acesta. De asemenea, Dumnezeu cred că are ceva pregătit pentru noi toți, slăvit să-i fie numele. Dar acum, e și problema aceasta. Da, da, am ajuns la casa lui Dumnezeu prin îndurarea lui, cum spunea David. Dar ni se mai cere un lucru, frați și surori, ca să putem să beneficiem de harul lui Dumnezeu, să putem să ne bucurăm de îndurarea lui. Mai trebuie să venim cu o atitudine înaintea lui Dumnezeu. Mă gândesc că spune Biblia și vorbește Biblia despre un om, Corneliu, știți dumneavoastră, cum i s-a descoperit Dumnezeu, o trimis la Petru, a venit Petru și acum Petru a ajuns la el în familie. Gândiți-vă, nici măcar nu erau la templu, erau într-o casă, auziți? Și omul acesta a venit, l-a întâmpinat pe Petru cu cuvintele acestea, auziți? Acum, dar, toți suntem aici. Unde? Înaintea lui Dumnezeu. Dar așa m-am spus, nu erau la templu, erau în casa lor, dar omul acesta avea atitudinea potrivită și corectă. Auzi, chiar dacă suntem aici, suntem înaintea lui Dumnezeu. Cu atât mai mult în locul acesta, suntem în prezența lui Dumnezeu. Amin. Și spunea în continuare omul acesta, acum dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Dumnezeu să ne binecuvânteze și cu atitudinea aceasta. Dorința aceasta, Doamne, eu vreau să ascult. Eu vreau să pun în practică. Eu nu vreau să fiu, cum spunea tot Iacov, un ascultătorul tău. Nu. Eu vreau să ascult ceea ce Dumnezeu hotărăște și în seara aceasta. Vreau să îmi cercetez viața, familia și să împlinesc, nu? Asta, cu dorința aceasta, nu? O venit, să zic așa, l-a așteptat Corneliu pe Petru. Ce îi spune Dumnezeu? Aia face. Și vreau să vă spun ceva. Pentru că a fost atitudinea corectă. Oamenii aceștia au avut o atitudine corectă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a onorat lucrul acesta cu prezența lui, slăvit să-i fie numele. Știți ce s-a întâmplat acolo? S-a pogorât Duhul Sfânt și a lucrat Duhul Sfânt. Și e cel mai minunat și de fapt, cred că asta am dorit cu toții, la starea aceasta să ajungem. Eu aș dori Dumnezeu să ne binecuvânteze, frați și surori. Amin. Să ne binecuvânteze cu dorința aceasta, că să știți, oamenii, am văzut lucrul acesta, îs doritor după nou, să audă ceva nou, să vadă ce-o mai făcut alții, să vadă ce-o mai predicat, ce-o mai scos la... Și îi dorința aceasta, ca dacă vreți cei din Atena, să audă ceva nou, ceva să placă la ureche.
Și ce trist că nu-i mai dorim de aceasta, așa cum am spus, Doamne, ajută-ne să împlinim. Ajută-ne să împlinim, că altfel, poate, dacă nu ne vom da silința să împlinim, cuvintele acelea într-o zi ne vor osândi, să știți. Cuvintele acelea care le-am auzit, au fost bune, au venit din cuvântul lui Dumnezeu, au venit de la Dumnezeu, prin robii săi. Și nu ne-am străduit să le punem în practică. Dumnezeu, într-o zi, ne va învinovăți. M-ai ascultat, ai stat pe bancă, ai ascultat, dar n-ai pus în practică. Eu aș dori Dumnezeu să aibă milă de tot. Și nu numai în seara aceasta, vorbesc la general. Ori de câte ori, frații vin la adunare, dorința aceasta, Doamne, ce vrei să-mi spui în seara aceasta? Vreau să împlinesc, Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta. Amin. M-am gândit la cuvintele care s-au pus înaintea noastră și nu, n-am venit cu gândul acesta ca să slujim. Dacă frații așa au hotărât, m-am gândit la cuvântul care a fost pus înaintea noastră și m-am gândit că începe aici așa versetul 12, ferice de cel ce era vespita. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu mi-a ajutat să închem un legământ cu El, mi-a chemat, mi-a făcut parte de chemarea aceasta, am încheiat un legământ cu Dumnezeu și am pornit pe drumul acesta. Și poate ne-am fi așteptat drumul acesta să fie neted, drumul acesta, să zic așa, să fie ușor de parcurs, dar vedeți, pe calea aceasta, pe calea pocăinței, mai sunt și ispite. Și, desigur, nu ne plac momentele acestea de ispitire. Cui îi place? Îi place la cineva? Că așa am auzit aici, așa, că ispita trebuie răbdată. Adică, ți se cere ceva, ți se cere un efort. Uneori nu-i simplu. Nu-i simplu. Și m-am gândit că, bun, dar totuși, pe calea aceasta, de ce Dumnezeu totuși îngăduie să fim ispitiți? De ce oare îngăduie Dumnezeu lucrul acesta? Spunea cuvântul lui Dumnezeu în continuare, auziți? Ferice de cel ce era de ispita, căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgătuit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Frați și surori, în urma ispitei se vede ceea ce sunt și ceea ce ești dumneata cu adevărat. Și, în primul rând, trebuie să vedem noi lucrul acesta. Auziți? Așa, căci după ce a fost găsit bun, auzi, în urma ispitei, dacă vom avea biruința asupra ispitei, să știți că, gândiți-vă așa ca să ne imaginăm mai simplu, de ce totuși Dumnezeu îngăduie ispita. Gândiți-vă, să zic așa, doi negustori care vor să-și vândă marfa, ori de câte ori, nu? Dumnezeu și diavolul, ori de câte ori, întorci spatele diavolului și accepți, îl accepți pe Dumnezeu. Dumnezeu e cinstit, dar în momentul acela diavolul rămâne de rușine. Și ori de câte ori, să zic așa, cădem la ispită, Dumnezeu, să zic așa, e întristat de noi, de starea noastră. Și Dumnezeu de aceea îngăduie ispita ca fiecare, frați și surori, dintre noi, să vedem pe unde suntem. Noi știți cum avem obiceiul acesta să spunem și poate ori auzit și frații printre credincioșii, mă, m-a ispitit diavolul și dăm vina pe diavolul. Nu? Diavolul îi devine, că el ne ispitește. Mai întâi, până să ne ispitească diavolul, știi cine ne ispitește? Pofta firii pământești. Așa se citea în continuare. Auzit? Nimeni când este ispitit, să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Dumnezeu nu ispitește, auzit? Ci fiecare este ispitit când este atras de cine? De pofta lui însuși. Auzi? Până să te ispitească diavolul, ai de luptat cu firea pământească. Și frați și surori, noi ușor și am văzut și așa, în jurul meu, ușor dăm vina pe diavol. Dar să știți, mai întâi, firea pământească. Știți de ce, frați și surori? Pentru că n-am ajuns la starea aceea, cum zicea tot Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, cum spunea el acolo, dar dacă prin Duhul faceți să moară ce? Faptele firii pământești. Auzi, prin Duhul ar trebui să avem biruința asupra firii pământești ca firea pământească să fie răstignită, Dumnezeu să ne dea putere, frați și surori. Dumnezeu să ne ajute în urma ispitelor să putem fi găsiți buni. Prin aceasta Dumnezeu să fie cinstit. Amin. Și să știți, ori de câte ori suntem ispitiți. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Auziți, vă citesc un verset din 1 Corinteni 10 cu 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Auziți, și Dumnezeu care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Căci
împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Dumnezeu să fie slăvit pentru lucrul acesta. Vedeți? Dumnezeu nu îngăduie peste puterile noastre. Și automat, când Dumnezeu îngăduie, deci Dumnezeu doar îngăduie ispita în viața noastră, Dumnezeu are și mijlocul de a ieși din ea, frați și surori. De a ieși din ea. Și mă gândesc, dacă Dumnezeu face atâtea, adică nu îngăduie peste puterile mele, veghează de sus, îmi știe puterea, știe puterea lui Daniel, știe puterea dumitale. Și totuși Dumnezeu zice, mă, nu îngădui doar atât peste Daniel, că puterea lui e mică. Dumnezeu ține în control lucrul acesta. După aia Dumnezeu totodată, dacă chiar îngăduie ispita, are pregătit și mijlocul să ies din ea. Și mă întreb, de ce totuși de multe ori cădem în ispită? De ce se întâmplă lucrurile acestea? Da, e foarte simplu și cred că frații o să-mi dea dreptate și recunosc lucrul acesta. Ce le-a zis Domnul Iisus la ucenici? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Eu aș dori Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Motivul pentru care de multe ori cădem la ispită și nu suntem gata să răbdăm. Chiar însăși lucrul acesta. Pentru că nu ne rugăm destul. Eu aș dori Dumnezeu să aibă milă, frate și surori. Dumnezeu să pună în noi un duh de rugăciune. Mă gândesc la Domnul Iisus. Viața Domnului Iisus era trimisul lui Dumnezeu și totuși în multe ipostaze împrejurări în Sfânta Scriptură îl găsim în rugăciune. Uneori cu ucenicii, uneori singur, Domnul Iisus se retrăgea și se ruga în munte. Se ruga chiar toată noaptea și m-am gândit, cum suntem noi? Gândiți-vă dumneavoastră, poate toată noaptea, eu știu, butonez la ceva sau răspăiești nu știu ce reviste și poate a doua zi am pretenția și ai pretenția să fii biruitor, să ai o viață de biruință. Și dacă stăm bine să privim în înăuntru nostru, în sinea noastră, că noi știm. Eu știu dacă am avut biruința asupra ispitei sau nu. Dacă când trebuia să întorc capul, am întors capul, m-am ferit privirea sau m-am lăsat așa dus, purtat de gânduri. Eu știu lucrul acesta. Și noi poate, în loc să avem, să mergem din putere în putere, așa cum spunea psalmistul în psalmul 84, ei merg din putere în putere. Pentru că nu avem o viață de rugăciune, frați și surori. Poate mergem din înfrângere în înfrângere. Eu aș dori Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Să înțelegem lucrul acesta. Ispita vine la oricine. Dar m-am gândit, ispita, da, am spus despre firea aceasta pământească care mai întâi de acolo pornesc ispitele. E adevărat, poate să putem fi ispitiți și de diavol. Domnul Iisus, cine l-a ispitit pe Domnul Iisus? Diavolul. Dar până să vină diavolul, așa cum v-am spus, e firea pământească. Da, e cu totul altceva. Dar m-am gândit, vedeți, pe calea aceasta, chiar m-am gândit aici așa în cuvântul Domnului, deși frații n-au citit, spunea apostolul Iacob și aș vrea să amintesc doar și întreagă câteva lucruri aici așa și apoi să mă duc la loc. Spunea cuvântul lui Dumnezeu în versetul 2. Așa cum am spus, pe calea aceasta avem parte de ispite. Dar, să zic așa, parcă lucrurile acestea sunt mai mici. E o situație ca să ne evaluăm singuri și să privim singuri în dreptul nostru. Dar spunea apostolul Iacob în capitolul 2, în versetul 2 spunea așa, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Auzi, parcă vorbește despre altceva, încercare. Auzi, ispită, Dumnezeu poate să îngăduie și încercare. Și vreau să vă spun că lucrul acesta e cu totul altceva. Când e vorba de încercare, să știți, văd și cei din jur ce rămâne în urma noastră. Văd și cei din jur ce suntem de fapt noi cu adevărat. Și spunea, ca să înțelegem mai bine lucrul acesta, citesc un verset din, chiar două din epistola lui Petru, întâia epistolă, primul capitol, spunea așa, citesc mai rezumat, în ea vorbea despre această credință, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin ce? Prin felurite încercări, auziți, pentru ca încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare slava, lauda,
și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Auzi? Auzi, în urma încercării, în urma încercării, poți să primești laudă, slavă sau poți să primești dispreț. Să știți, eu, din păcate, din păcate, și cred că poate și dumneavoastră cunoașteți, am auzit cazuri, situații de frați care l-au slujit pe Domnul, slujitori, ani de zile, o viață de slujire, dacă vreți, de dăruire, de efort și sacrificiu în lucrarea lui Dumnezeu. Nu condiții ca cu bicicleta, să mergi, să străbați zeci de kilometri, să mergi prin ploaie, prin vânt, să dai cina, să le slujești la frat. Și ne povesteau frații din caz de acesta și pe finalul vieții, pentru că și-au permis, printre altele, să nu consume numai apă, să mai e și câte altceva. Frații, unii au avut cunoștință, dar pe ascuns fratele făcea, fără să știe alții. L-au avertizat, Domnul le-a descoperit, chiar un frate de la Lugoș, cel ce era atunci fratele Ștefan, a stat de vorbă cu fratele respectiv, cu slujitorul respectiv și a zis, ai grijă, vezi, pentru că faci lucrul acesta, Dumnezeu o să îngăduie focul, încercarea peste tine. Ai grijă ce faci. Lucrul acesta nu place Domnului. Și într-adevăr, a venit boala, suferința și a trecut o săptămână, două de chin și parcă focul era, cuptorul era tot mai încins și fratele a început prima oară cu aceasta, mă, frații nu mă mai bag în seamă, nu mă mai vizitează nimeni, le-am slujit atâta timp și a început să cârtească, focul mai tare ardea și la un moment dat, când se treacă din viață, din păcate, cu durere, spun lucrul acesta, o trecut din viață blestemând și înjurând pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a încercat, o lăsa proba focul și s-a văzut. S-a văzut ce a rămas în urmă. Eu aș dori Dumnezeu să aibă milă de noi, frați și surori. Atât în ispite, cât și în încercări, Dumnezeu să ne dea biruință. Dar așa cum am spus, ca să putem avea o viață de biruință, nu uitați, nu-i filozofie mare, viața de rugăciune pe care aș dori Dumnezeu să ne-o dea la tot. Dumnezeu să pună dorința aceasta în inima noastră. Că să știți, biruința se câștigă numai pe genunchi. Doamne, ajută-mă la lucrul acesta. Și ajută toți frații din locul acesta. Desigur, poate, frați și surori, mă gândesc și la lucrul acesta. Poți să fii încercat și nici măcar să nu-ți dai seama că tu în perioada aceea ești încercat. Și mă gândesc că Dumnezeu încearcă în multe feluri. Amintesc doar câteva moduri în care Dumnezeu încearcă pe credincioși. Și poate le vom regăsi în viața noastră și ar trebui să fim mai atenți, mai cu luare aminte și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Mă gândesc că spune cuvântul lui Dumnezeu într-o împrejurare că, știți, Dumnezeu l-a ascultat pe Avraam, i-a dat un fiu așa cum a promis și spune Biblia că în capitolul 22 Geneza, versetul 1, după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam și a zis, Avraame, iată m-a răspuns el, Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-mi-l ca ardere de tot acolo. Auzi, cum încearcă Dumnezeu pe credincioșii lui? Auzi, să-ți ceară un lucru la care ții foarte mult. În cazul de față era vorba despre Isaac, știți, copilul făgăduinței. Și mă gândesc că s-ar putea și în dreptul vieții noastre, poate Dumnezeu să îngăduie anumite situații în care să fim lipsiți. Eu știu, să îngăduie o situație, poate lucruri pământești, poate lucruri așa, eu știu, familie, care țin de familie. Dumnezeu să îngăduie, să mi se ia sau să vi se ia la careva lucrul acela la care ții cel mai mult. Să știți. Așa au zis Domnul Iisus. Nu au zis, nu cu asta au început. Măi, dacă mă urmează cineva pe mine și iubește mai mult, ce? Nevastă, tată, mamă, fiu, fiică, nor. Ce? Ce au zis Domnul Iisus? Nu-i vrednic? Nu-i vrednic de mine, auzi? Dumnezeu pe primul loc. Și în situația de față s-o văzut clar și deslușit că pentru Avraam Dumnezeu cu adevărat era pe primul loc. Eu aș dori Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi, frați și surori. Să fim gata pentru Dumnezeu să renunțăm la orice. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Desigur, Dumnezeu în felul acesta l-a pus Dumnezeu la încercare pe Avraam. Știți că sunt oameni care sunt încercați prin lipsă? Să ți se ia. Să ți se ia bunuri. Dacă vrei să ți se ia sănătate, ne gândim bună oară la omul lui Dumnezeu, Iov, despre care vorbim mulți. Și ne bucurăm așa, citim foarte frumos în Sfânta Scriptură despre el. Dar așa dacă am putea să ne punem în pielea lui, să fim în locul lui acolo, chiar
în câteva zile să fii lipsit de tot, să, cu adevărat, omul ăsta chiar a fost gol, probabil nu mai a avut hainele de pe el, nici măcar sănătate, și de aceea au fost lipsit. Și spune Biblia că totuși, în perioada aceea, Iov a fost încercat, a fost cântărit de Dumnezeu. Dar ce frumos că în încercare, în cuptor, nu s-a făcut zgură, că spune cuvântul lui Dumnezeu, nu mai citesc să răpesc timpul, în Ieremia, că vorbește Biblia acolo Dumnezeu despre Israel și spune că l-a încercat ca argintul, dar în cuptor, știți ce s-a făcut? Zgură. Așa cum am vorbit de fratele mai dinainte, am dat exemplul acesta. S-a făcut zgură și a zis Dumnezeu. De aceea se va numi argint lepădat. Nu. Dumnezeu să ne ajute să fim aur curat. În încercare. Dacă Dumnezeu îngăduie. Că să știți, am auzit și de situații acestea. Dumnezeu a îngăduit boala, suferința. O, păi eu dacă știam că așa e. Eu dacă știam că e așa, nu mă pocăia. Chiar mămica, să vă zic așa, s-a întors la Domnul. Și s-a gândit, așa cum am zis, că mere spre împărăție ca pe autostradă. Ca pe flori, așa cum zice fratele. Pe flori, dar a început, să zic așa, să vină valurile. Cei din jur, singura pocăită, neamurile, soțul, pe deasupra tuturor lucrurilor. A început boala peste copii. Eram trei frați. S-au îmbolnăvit frații mei. Ba cu săptămânile în spital. Ba Dumnezeu a îngăduit cuptorul să se înțetească mai tare. Să ajungă cu unul din frații mei la București. Și au început să vină neamurile, pentru că ai părăsit credința bună. Uite, Dumnezeu te bate, îți ia copiii. Și au ajuns într-o stare. Dar m-am gândit totuși. Au fost frați cu lumina lui Dumnezeu. Frați care au susținut o rugăciune. Și Dumnezeu i-a dat biruință. Și au trecut și încercările acestea. Și s-au văzut în urmă. S-au văzut în urmă slava lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Eu aș dori Dumnezeu să ne binecuvânteze, frați și surori. De cumva Dumnezeu îngăduie încercare, probă în felul acesta. Dumnezeu să ne ajute să avem biruință. Dar, vedeți, dumneavoastră, m-am gândit la o situație. Spune Biblia despre poporul Israel și parcă ni se potrivește nouă în vremea de astăzi. Știți cum a mai pus Dumnezeu la încercare? Parcă nu ne vine să credem când citim în Sfânta Scriptură. Vă citesc un verset din Exod, capitolul 16. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise, iată că voi face să plouă o pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi va trebui pentru fiecare zi, ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. Doamne, dar cum? Adică tu faci să plouă pâine din ceruri ca astfel să pui poporul la încercare. Vreau să vă spun, Dumnezeu ne poate încerca și prin belșug. Să știți, Dumnezeu, și vreau să vă spun, la ora actuală, poporul român, noi, mă gândesc la mine, la noi, la generația noastră, cred că Dumnezeu ne încearcă și în felul acesta. Auzi, mă gândesc că existența ne-o câștigăm foarte ușor. Dumnezeu o binecuvântat țara românească cu prosperitate. Părinții noștri n-au dus așa. Nu mai vorbesc de bunicii, de străbunicii noștri. Nici vorbă, pâine albă. Era ca prăjitura. Și noi avem de toate din belșug. Și Dumnezeu spune, mă, uite, ce fac pentru poporul meu? Îi dau pâine din cer, plouă o pâine din cer și acum îl pun la probă. Să văd ce fac. Îți interesați de legea mea sau după strâns? Fraților, acum e de strâns. Că acum e belșug, nu? Și știți că unii, din păcate, de acolo, din poporul lui Israel, au căzut la examen. Ce-au făcut? Dumnezeu a zis, bă, atât trebuie să strângeți. Asta e măsura. Aici, ce-i păstă în plus. Spune Biblia că unii s-au pus pe strâns când au văzut pâine, apoi dă-i și strânge. Spune Biblia că sunt puțin mani, au venit la Moise. Ce să face? Moise s-o mânia pe ei. Mă, păi n-o zis Dumnezeu atât. Cât îți trebuie pentru viața aceasta? Cât îți trebuie pentru viața aceasta? Nimic mai mult. Nimic mai mult. Dar, frați și surori, ne gândim la noi. Cred că în vremea de astăzi, mulți din adunările noastre au căzut la examenul acesta. Când s-au văzut în Spania, când s-au văzut cu euro, cu afaceri, cu alte lucruri, din păcate, cu tristețe, au uitat de Dumnezeu și de legea Lui. Eu aș dori Dumnezeu să aibă milă de noi, frate. Să nu uităm scopul nostru. Scopul nostru și ținta noastră, că spunea Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 6, căci noi n-am adus nimic în lumea aceasta
Și nu putem să luăm nimic cu noi. Auzi? Nimic nu poți să iei cu tine. Dar poți să faci un lucru. Haideți totul să citesc acolo, dacă tot am amintit de lucrul acesta. Putem să facem ceva, să știți. Știți ce spunea Apostolul Pavel? Totuși, poți să faci ceva. Dacă Dumnezeu ți-o da mai mult, poți să faci ceva. Auziți? Versetul 17 din capitolul 6. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe, să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Auziți? Îndeamnă-i să facă bine. Să fie bogați. Cum? În fapte bune, să fie darnici. Gata să simtă împreună cu alții. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dacă Dumnezeu pentru dumneata sau pentru mine a făcut să ploaie pâine din cer și am mai mult decât îmi trebuie pentru familie, frați și surori, Dumnezeu să mă ajute și să ne ajute pe toți. Să nu fim materialiști, așa cum se amintează dimineață, ci să fim gata să simțim cu alții. Să fim bogați, dar în felul acesta, cum zicea Apostolul Pavel, să dăm la alții. Să dăm la alții, nu pentru noi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Așa cum am spus, s-ar putea pentru poporul român, vremea aceasta, să fie o vreme de cerere și de încercare pentru noi. În felul acesta, Dumnezeu te încearcă prin belșug. Eu aș dori Dumnezeu să ne ajute, frați și surori. Fie într-un fel, fie că Dumnezeu va îngădui în alt fel. Spunea acolo într-un psalm, în psalmul 80, că te-am încercat la apele Meriba. Dacă ne uităm în Exod ce s-a întâmplat acolo la apele Meriba, spune Biblia că, așa cum am zis, poporul acesta a ieșit din pustie, a trecut Maria, or dat spre pustie și se așteptau să fie așa, eu știu, să găsească drum nete, să găsească cele necesare pe drum, dacă încolo nici măcar apă. Spune Biblia că Dumnezeu atunci a pus la încercare, o luat pietre, o uitat de Dumnezeu, mă, dar numai ce-o despicat Marea, mă, numai... De ce te cerți cu Moise? S-a dus la Moise, la Aron, a dus să-i omoare cu pietre. Moise s-a văzut cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Și a fost o probă. A fost o probă. Dumnezeu ne poate încerca, așa cum am spus, și prin lucrul acesta, că ne lipsesc anumite lucruri. Eu aș dori Dumnezeu să ne ajute, frați și surori. Fie într-un fel, fie între altul. Dumnezeu să ne ajute să fim aur curat. Amin. Așa cum spunea Domnul Iisus, cum spunea Apostolul Petru, ca la sfârșit, auziți, ca la sfârșit să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea. Dar când? Oricum nu aici pe pământ. La arătarea lui Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze, frați și surori. Când Dumnezeu va îngădui să vină vremea aceea pe care o așteptăm, pe care o dorim, Dumnezeu să ne ajute și dorința mea e Dumnezeu să ne țină pe toți biruitori, în ispite. Dumnezeu să ne ajute la lucrurile acestea. Dar nu uitați, nu trebuie filozofie mare. Viața de rugăciune. O țineți Domnul Iisus clar. Știți și dumneavoastră, poate ați citit de atâtea ori. Vegheați și rugați.